Salutare, prieteni, iată-le la o nouă vizită la Costi Soare, prietenul meu și colegul meu de asociație. Salutăm, salutăm! Facem o prezentare pe rasa Uriaș German Gri, cu niște exemplare crescute și dezvoltate. Ce avem, Costi, aici? O femelă din 15 decembrie, tatăl la Cristi Cârnu, mascul de 96 de puncte la Pitești. Îl cunoaștem foarte bine. Și mamă, o femelă scoasă la mine în boxe, de la care n-aveam așteptări prea mari. Însă iată că a transmis niște exemplare foarte frumoase. Am lungime, am masivitate, o blană destul de bună. Nu știu dacă se vede. Pentru cei care cunosc, își pot da seama și din filmare. Foarte frumoasă. Masă, o femelă foarte agitată, nu prea vrea să stea pe masă. Cum? Stă foarte bine pe masă. Poate nu vrea să stea... Când sunt eu singur, nu vrea da, să stea. Da, da. Sare, sare. Felicitări, foarte frumos femeia. Să scoți pui, reușiți cu ea. Doamne ajută. Scoatem pe frate-su. Scoatem. Are boxe pline la Uriaș. Mă bucur pentru el. Munca lui. Cu munca mea, cu produsii mei. Mai la urmă, cu achiziții. Frate cu femeluța? Da, frate cu femeluța anterioară, tot în 15 decembrie, aceiași părinți, stai mascul. Foarte frumos. Și el se pare că are atitudine. Are atitudine, că se poate de bună, blană, bună. Foarte bună. Da, chiar e. Te felicit. E scos dintr-o femelă la care n-aveam așteptări prea mari. Masculul a transmis pe măsură și a dat la pui multe calități. Op. Stai mă. O să prezentăm și... Mergem mai departe cu frați în a doua serie. Da. O să prezentăm și Uriaș de Transilvania și rasa Berbec, însă clipuri separate. Ce ne mai arăți? Un masculaș, tot oprit pentru viitor. Foarte frumos. 4 luni. 16 aprilie. 4, super. Nu știu exact. Oricum, aprilie. Da, da, da. Un mascul de viitor care îl opresc la matcă, la expoziție. Are timp să fac. Calcă frumos, picior gros. Ureche ovală. Da. Ce mamă are? E a doua serie cu... E a doua serie. A, frate cu ce ai prezentat mai devreme, da. Am înțeles. E o repetare cum ar veni, da, la montă, da. Nu? Ok. Aceeași montă, aceeași părinți. Foarte frumos. Foarte e pui de primăvară, cu siguranță se va dezvolta frumos. Păi, dacă am prezentat pui, să prezentăm și mama. Sigur că da, sigur că da. Cum am zis, e o femelă scoasă de mine, slăbită, de două săptămâni am scos-o de lângă pui, de lângă ăștia de două săptămâni am scos-o. Da? Asta până la 3 luni jumate cu pui, când am avut boxe. Foarte bine. Însă ce am aici, am blană și lungime la femelă. Da, da, da. Nu mă ajută urechea și cap. Dar o completăm. Normal. Cu un mascul bun, completăm. Are picior gros, calcă frumos, femeia. Mamă bună, dacă ți-a adus deja două serii de pui, cu siguranță o să mai scoți o serie cu masculul care l-a achiziționat de la mine. Vedem ce urmează să dea acolo. Trebuie, sunt trebuie curios să dea. Deci am un mascul. Părinți, ambii părinți de la Cristi Cârnu. Da, da, da. Știu că ai achiziționat și o femelă. Am achiziționat și o femelă de la el, în vara. Da, da, da. Femelă cu bunic campion național. Da, da, da. Aici e un mascul din
3 martie. Super. Mascul bun. Ureche, poziție. Da, da, da. La blană mai așteptăm. E încălcită un pic. E încălcită, așa e, ce vrei. Nu numai la tine. Nu numai la tine, la aștept toți crescătorii. E perioada lor de năpărlire, unde schimbă părul și e normal să fie așa. Foarte, foarte frumos, să știi. Îmi place capul. Capul sper face... să-l umfle mai mult față de ce avea tax. Cu siguranță. Am și o achiziție de la Cristi, tot așa de martie. Da, tot aici, bani. Da, se apropie foarte mult tot cu el. Te aștept pe la mine să-l vezi și să-ți faci o părere despre el. Și nu numai despre el. Despre... două surori ale lui. Ai mei. Două surori? Da. Așa am oprit în mare parte două femele, un mascul, femelă și mascul. Și e soră, cum ați prezentat mai devreme. Agitată, foarte agitată. Asta e gena lui Cristi. Da. Sară după masă, să nu te înțelegi. Nu, dar arată foarte bine femeia. Da, 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 da. Dar îmi place că sunt agitați. Bă, îmi plac și mie, dar nu toți. Trebuie să mă cerc cu ei ca să stea bămâni. O punem la loc, nu? Da, 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 da. Oricum. E un exemplar frumos. S-ai asta e gena. Să ai noroc. Cristi știe mai bine cum sare după masă. Păi da. Avem pe soră, asta e mai cu minte un pic. A, soră cu femeluța s-a prezentat. Da, soră cu femeia și masculul. Mai devreme, mai cu minte, un pic mai docilă. Uh-huh, uh-huh. Ureche... Marcă, la expoziție. Da, da, da. Ureche groasă. Îmi place. Da, urechea groasă. Îmblăcată bine în păr. Lungă. Cred că e destul de lungă. Chiar n-am măsurat. De la 20. Da, și mai pune, mai... Și sunt din 3 martie. Au 7 luni. Foarte frumos. Bravo, bravo. Hai că ai matcă bună acum. A meritat un an în care să investești, să scoți puii tăi, ca pentru anul ăsta care vine să poți să scoți puii produși ai tăi. Tot aici mai am frați din a doua serie. O femelă care e încă cum ăsta. Și o femeluță care uh-huh. e încă cu mama lăsată. Are 2 luni și o săptămână. Uh-huh. Urecheată bine. Da, spui de vară. Are evoluează mai greu un pic. Da, da, da. Uită căldurii. O să o lăsăm cu măsa cât o primește. Și da. Că stă bine. În spatele ei, că tot să vedem filmare, sunt da. Frați. Acolo uh-huh. avem masculași. Nu m-am hotărât ce să opresc. Ce să vând? Ai toată... Ai tot timpul de lume de să... Vânzare, dar... Mai ținem deocamdată, mai deosebești. Ținem. Filmăm un boxe direct. Uh-huh. Aici ai numai mascul? Da, numai mascul, foarte uh-huh. mascul. Foarte frumos. Disponibil la vânzare, pentru femelă, cei care vreți. Asta e femelă care pleacă la Sergiulică. Ah, la Sergiulică. Au Sergiulică, diseară să intri, să vezi... Să vezi clip. Ce ai rezervat și perit, ce vine către tine. Femeia de aici și masculul de aici. Foarte bine. Trebuie să îmbunătățească și remarca un pic. Îl ajutăm cu cea mai mare plăcere, sigur. Să prezentăm și mama. Femeia de la Cristi. Slabă, slăbită. După pui. Două serii, nu? Trei serii, de fapt. Trei serii. Dar o serie am pierdut la o lună de zile coccidioză, toți 6 pui s-au dus. Păcat. Aveam un cuib din 20 ianuarie. S-au dus toți. N-am avut noroc. Vorbeam de agitație. Nu vrea să stai. Nervos.
Da. Transmite blană bună. E o femeie cu bunic campion național. Masculul de la ce e, mă, mândrule? E femeie. Sau mândră. Femeie e. Am un Costi să-mi arăt și mie masculul care a fost pe la mine și mi-a dat... Scoate-l în box? Scoate-l aici un pic să vedem ce mai face, cum se mai prezintă. Ne păglește destul. Nu e nicio problemă. De jos, pe el, lagă. Să vedem dacă stă la poziție. Mă. Mascul achiziționat de către mine la vârsta de 3 luni, anul trecut, de la Tarții Gabor. Am scos două serii de pui cu el și după aceea a plecat către Costi. Foarte arătos. Suferă de căldură. E și cu perioada de năpărlire. Nu e el în cea mai bună formă, dar îl știu cum arată în cea mai bună formă și el la fel. Și Costi îl cunoaște foarte bine. Probabil de-aia... Masivitatea o avem, dar din cauza blânii, din cauza năpăgririi, nu se vede el. Nu, no, exact, e mascul bun. Mascul, se vede cum e. E cilindru. Butuc. La mine și-a făcut treaba pe deplin și a transmis foarte bine la pui. Cu siguranță și el o să fie mulțumit de ce va transmite. Scoate o serie la mine și vine înapoi dacă ai nevoie. Și îi urez succes. Cam atât, prieteni, pe rasa Uriaș. O să urmeze Uriașul de Transilvania. Uriașul de Transilvania și Berbecu. Toate cele bune, numai bine.